Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche. Ora 19 și 20 de minute, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri, 93,5 FM este frecvența noastră în București. Bună seara, vă spune în studio Laurențiu Colintinanu, ca în fiecare săptămână, și discutăm, la fel, ca în fiecare săptămână, despre tema din dosarul Dilema de astăzi. Revista o găsiți începând de dimineață la chioșcurile de ziare. Dacă n-aveți timp, dacă n-aveți chef, vă îndemn în fiecare săptămână să vă faceți abonament pe dilemaveche.ro, unde aveți acces, bineînțeles, și la dosarul în forma electronică, dar și la conținutul întregii reviste. Astăzi, alături de noi, coordonatorul dosarului, în această săptămână, Adina Popescu. Bună seara, Adina, bine ai venit! Și jurnalistul Vlad Stoicescu. Bună seara, Vlad! Bună seara! Vorbim despre cei 7 ani de acasă. Nu avem în această seară, doamnelor și domnilor, pentru că am întârziat puțin cu începutul emisiunii, vreo circa 5 minute, dar probabil că asta se datorează faptului că nu există 7 ani de acasă în traficul românesc. Poate vom vorbi despre acest lucru pe parcursul timpului ce ne-a mai rămas până la ora 8 fix în această seară, să discutăm despre cei 7 ani de acasă și să începem, că tot am întârziat. Adina, chiar îți începi dosarul cu întrebarea pe care adresez eu în fiecare săptămână coordonatorului: de ce un dosar despre cei 7 ani de acasă? De ce, în termeni jurnalistici, evident, este o non-știre, dar nu ne ferim de lucrul acesta, de ce vorbim despre el astăzi, de ce e important și de ce e important ca ascultătorii noștri să devină cititori și să afle conținutul dosarului? Păi, tocmai din cauza faptului că cei 7 ani de acasă în zilele noastre nu mai înseamnă ce însemnau acum în urmă cu 10, 20, 30 de ani, adică exact de ce spuneai tu, politețe, punctualitate, te rog, mulțumesc. Noțiunea sau... Te rog, data viitoare să fii punctuală. Da, o să fiu. S-a extins foarte mult, în fine, dosarul se referă în primul rând la copii și la creșterea copiilor, la copiii preșcolari din ziua de azi, la copilul modern, care a ajuns un fel de copil high-tech, un copil superhero, care, începând cu vârste foarte fragede, este foarte conectat la lumea exterioară față de cum eram noi, generația noastră. Așa că noțiunea și termenul s-a modificat un pic, pentru că nu mai vorbim doar despre, ți-am zis, strict politețe, bune maniere, și vorbim despre copii care încearcă să comunice în medii foarte diferite și de la vârste foarte, foarte fragede. Și e vorba și de adaptare, până la urmă. Adaptare în lumea în care trăim, o adaptare frumoasă, adică nu o adaptare, cum să zic, niște reguli de adaptare care s-au modificat și trebuie respectate într-un fel sau altul, și asta era întrebarea. De ce cei 7 ani de acasă? Cum comunică copilul nostru? Care mai sunt problemele și care este psihologia copilului modern? Dacă ea s-a schimbat? În esență nu s-a schimbat, dar fiind ația stimuli în jurul lui diferit, stimul vizual, stimul informație foarte multă, normal că s-a schimbat mediul. Vlad e în premieră invitat la emisiunea Punerea pe gânduri, cel puțin de un an și bine, de când o moderez eu. Vlad, în vremurile noastre, că noi suntem bătrâni bărboși și lumea va vedea mâine înregistrarea pe YouTube, în vremurile noastre, ce erau cei 7 ani de acasă? Laurențiu, aș începe prin a-mi cere și eu scuze pentru mica întârziere. Pe nu e nevoie acum. Și o asumă, am făcut mea culpă. Și o asumă invitații de data asta, ca să demonstrăm că avem măcar o jumătate din cei 7 ani de acasă. Măcar prin scuze, dacă nu prin punctualitate. Cred că suntem chiar atât de vechi ca să vorbim de vremea noastră și de cei 7 ani de acasă de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Eu am doar 28 de ani, deci e adevărat, aș putea să spun că sunt ultima generație din generația celor cu cheia la gât, cum îi numeam pe vremuri. Cred că dacă e să discutăm măcar așa în mare, formalismul de care dă dovadă un părinte în România e cam același astăzi cum era și pe vremea noastră. Și când vorbesc de formalism, mă refer la strict criteriile astea pe care le invocam și mai devreme, apropo de punctualitate, de bună purtare, de bună conduită în public. Din păcate, cei 7 ani de acasă în România se referă mai puțin la lucrurile care implică felul în care copilul relaționează cu ceilalți, felul în care ajunge să comunice în spațiu public, iar chestiile astea se văd mai târziu. Cred că putem să ne referim în această emisiune la foarte multe exemple de
oameni mari care... și la propriu și la figurat. Și la propriu și la figurat. Unii dintre ei, dacă e să o luăm strict pe criteriile formale, au cei 7 ani de acasă. Din păcate, felul în care comunică și relaționează în spațiu public se încadrează la criterii mai degrabă negative, din punctul meu de vedere. Păi atunci, pentru că tot ai pomenit de ele, care sunt acele criterii formale? Hai să le enumerăm. Păi, spuneam exact astea, punctualitatea, buna purtare, și aici la buna purtare cred că putem să ne referim la mai multe chestiuni, abaram, de la felul în care cineva stă la masă în momentul în care mănâncă, până la felul în care întinde mâna când face cunoștință cu cineva, sau la postura corpului, la felul în care merge pe stradă, la felul în care se manifestă la un spectacol de teatru sau de cinema. Sunt toate aceste chestiuni mici, până la urmă, a căror sumă dă comportamentul public al unei persoane. Și atunci, Adina, din articolele pe care tu le-ai cules în acest dosar, aceste criterii, să le spunem, nu știu, de mod de veche sau constante, sau cum vrei tu, mai sunt ele importante astăzi? Îți adresez și o întrebare practică, pentru că ești reprezentant a Sexului Frumos. Câți bărbați îți mai deschid ușa în ziua de astăzi? De exemplu, că e o chestie micuță, se înscrie în categoria celor pe care le descria Vlad mai devreme. Da, chiar nu m-am gândit la asta în ultima vreme, dar uite că mi-ai pus problema, acum îmi dau seama că în dosar sunt cele mai multe texte sunt scrise de femei, nu de bărbați. Deci femeile sunt cele interesate, în primul rând, de educația copiilor și de cei 7 ani de acasă. Avem un bunic, e adevărat, care nici nu locuiește în România, și mai avem un editor de carte care vorbește despre cărțile pentru copii. Totuși, eu simt în continuare că societatea românească este una tradițională, adică se acordă atenție unor lucruri care erau valabile și ceea ce spuneai tu în urmă cu 20 de ani, să zicem. Pe de altă parte, asta ce spuneam eu, totuși, psihologia copilului s-a modificat în tot timpul ăsta. Normal că e important în continuare să fii politicos, să știi cum te așezi la masă și nu știu ce. Dar, pe de altă parte, area de comunicare s-a extins foarte mult. Adică a ajuns, acum ar trebui să, de exemplu, să avem și o conduită pe internet, nu? Copiii deja de la 5-6 ani încep să comunice pe internet și nu e o joacă. Adică chiar joacă joculețe interactive și chiar stau pe niște mișceturi. Ei învață să scrie, să citească mult mai devreme decât învățam noi. Pentru că tot din cauza tehnologiei, la un moment dat, învață mai repede niște lucruri. Cred că ar trebui să învățăm și noi odată cu ei să avem o conduită pe internet. Da, asta exact. E adevărat. Exact. Într-un proces de învățare din punctul ăsta de vedere. Eu aș mai completa cu o chestiune ce ai spus tu. E un text în dosar apropo de chestiunile astea mici, de domn care deschid ușa sau dau întâietate doamnelor. E un text în dosar al unei doamne profesoare sau învățătoare, nu mai rețin exact, care invocă la un moment dat exact o chestiune de genul ăsta, spune de copiii pe care îi are la clasă și invocă părinții, tații care când o salutau pe vremuri și scoteau pălăria, da. Și o doamnă învățătoare. Este o doamnă învățătoare, spune că este dor de genul acela de tată care își scotea pălăria în momentul în care o întâlnea pe stradă ca să-i dea binețe. Bine, mai des se întâlnește astăzi genul care vine să amenințe că de ce copilul are nota cu tărică. Am auzit destul de multe exemple, chiar de la foștii mei profesori. Da, e adevărat, dar nu știu, asta e o generalizare periculoasă în general, sau cel puțin așa mi se pare mie. De cealaltă parte a baricadei avem și învățători sau profesori care nu se comportă chiar evident, după manual. Evident. Ce am văzut cel puțin chiar e un articol în dosar care se intitulează Cine ne mai educă? Vorbește foarte bine despre rolul școlii și despre ce responsabilitate sau ce răspundere ar trebui să-și asume școala în acest proces de educare al copiilor. Uh-huh. Da, nu, e din punctul ăsta de vedere, cred că toți trecem printr-o criză de valori, aș spune. Nu e vorba doar de copii, de părinți sau de profesori, e așa o puțină o stare de degringoladă și cred că tema e binevenită în contextul ăsta. Da, știi că se vorbește extrem de des despre această criză de valori, despre această criză a moralității și a eticii. Adică, cred că o auzim, hai să fim serioși, mai ales dacă ne luăm pe noi, ca exemplu, care urmărim toate aceste discursuri, de câți ani ne confruntăm cu această sintagmă folosită și oarecum pervertită în unele cazuri în discursul public cu această criză de valori. Cât de profundă e criza de valori, de fapt, și de drept din perspectiva voastră? Cred că din 90 a început. Am început să ne punem această problemă a crizei de valori. Bine, în primii ani a fost un haos total, după care, în fine, au fost tot felul de perioade în care s-au format niște criterii, dar pe perioade foarte scurte de timp. Și
Ce s-a dezvoltat într-adevăr și într-un mod fire s-a dezvoltat este această, cum să spun, e mediu TV care este entertainment și o televiziune divertisment și s-au creat treptat niște false valori care sunt valorile pe care le văd și copiii noștri la televiziune. Adică, la un moment dat întrebi, nu știu, pe ce criterii Oana Zăvoranu este o mare vedetă de televiziune și nu este, nu știu, Irina nu știu care. Tocmai despre asta e vorba, pentru că e un cer vicios aici. Oamenii care sunt promovați sunt cei ceruți de public într-un fel sau altul, iar cei care nu sunt ceruți, cei care nu sunt promovați nu sunt respinși de public. Deci să înțeleg sau să tragem o concluzie. Dacă vorbim de perioada de dinainte de 89, având în vedere că era o austeritate, și asta e un termen la modă, era o austeritate informațională, era mai simplu să ne setăm valorile? Pentru că erau lucrurile câte cât distincte și foarte clare, nu ca ăla, măcar atâta puteai să spui, nu ca ăla. Eu nu cred asta, eu cred că sunt două momente distincte, anume cel în care conștientizăm că avem o criză de valori și momentul în care începem să avem efectiv o criză de valori, chit că nu vorbim de chestia asta. Eu cred că criza de valori în societatea românească vine încă din perioada comunistă și din felul în care s-au așezat educația, felul oamenilor de a relaționa între ei și putem să coborâm destul de mult în timp, chiar la începutul anilor 50, când s-au pus bazele sistemului de educație comunist și când, în fine, spațiul public arăta cum arăta. Adică putem să vorbim și de felul în care oamenii erau forțați să practice un soi de limbaj dublu. Iar asta a configurat felul în care faptul că oamenii aveau un limbaj dublu și într-un fel se purtau pe stradă și într-un fel se purtau acasă sau le era frică să spună anumite lucruri, asta a influențat direct și felul în care ei și-au educat copiii. Pentru că ăla a fost mediul în care generații întregi în România au crescut. Faptul că nu se vorbea la momentul respectiv de o criză de valori, pentru că nu e așa, societatea comunistă mărșăluia victorioasă spre idealul ultim și totul era optimist și totul era bine în frunte cu partidul, asta nu înseamnă că criza de valori nu se instalase. Din punctul meu de vedere, eu separ aceste două momente. Cel în care efectiv s-a instalat criza și cel în care, sigur, am început să discutăm după 90 de existența acestei crize. Ea coboară puțin mai în spate. S-ar putea să coboare, și e interesant fenomenul ăsta, chiar în perioada interbelică, pentru că până la urmă și experiența comunistă s-a așezat pe ceva anterior ei. A încercat să modifice foarte mult din chestiile pe care le-a găsit deja așezate, dar anumite rădăcini erau acolo, în felul în care, în fine, hai să vorbim de felul în care se raportau românii unii la ceilalți. Ca să te completez puțin, chiar mă gândeam, oare ce se întâmplă cu cei care sunt născuți, generație născută după 90, pentru că de foarte multe ori mă surprind, dar aproape în tot ceea ce fac, că mă raportez la scurtă perioadă de timp pe care am trăit-o eu am trăit 11 ani în comunism, destul de mult ca să-mi dau seama cam ce se întâmplă. Și nu era vorba doar de părinții noștri, de generația matură de atunci, dar și copiii erau duplicitari. Copiii mergeau la grădință și la școală și cântau cu tovară și cu partidul și mergeau acasă și tatăl asculta Europa Liberă și spunea să nu cumva să spui la școală. Era textul pe care l-auzeam în fiecare dimineață înainte să plec la școală. Și, noi ne-am format totuși așa, adică e foarte greu de comparat o generație de genul ăsta, generația noastră și chiar și generația ta. Tu cât ai prins câțiva ani? 28, am prins vreo 6. Da, e suficient ca să-ți dai seama puțin pe ce lume. Mi-aduc aminte câteva lucruri și încă am experiența asta directă, primară, a limbajului dublu, care era omniprezent, se vedea peste tot. Asta. În schimb, generația de acum nu se mai confruntă cu chestia asta. Ba chiar sunt încurajate să exprime tot ceea ce gândesc, să exprime prea mult chiar. Vorbesc de copiii de acum. Păi și atunci n-ar trebui să fie mai simplu? Adică am văzut, am coborât undeva către începuturile acestei crize de valori, dar acum unde ne ducem cu ea? Și iar repet întrebarea, n-ar trebui să fie mai simplu în momentul ce nu mai ai nicio constrângere? Nu trebuie să practici niciun paravan, niciun... să porți o mască chiar de mic copil? Eu nu știu cât de valabilă din punct de vedere sociologic, strict pe cifre mă refer, e o chestiune asta că generațiile născute după 90 sunt într-un fel mai deschise. Poate e valabil pentru marile centre urbane din România, dar încă un procent important din populație trăiește la sate sau în fine, în tot felul de așezări umane care sunt la granița dintre rural și urban.
Sentimentul meu e că părinții acolo sunt mai degrabă pliați pe modelul unei educații de tipul stai în banca ta, fii respectuos, nu-mi răspunde. Am auzit și eu de la părinții mei, sau în fine, am văzut pornirea asta de a controla felul în care un copil se manifestă. Sigur că există momente în care trebuie să controlezi chestia asta și nu poți să lași. Dar lucrurile am senzația că merg puțin mai departe de atât. Adică e mai bine să nu-i răspunzi unui părinte decât să-i răspunzi fie și argumentat. La școală se practică chestia asta. Cred că fiecare dintre noi are cel puțin un exemplu de învățător sau profesor care s-a enervat când i-a răspuns la lecție sau la oră sau i-a dat un contraargument sau, habar n-am, a introdus o altă variabilă în ecuația lecției, să spunem. Acum ne-am avut câțiva profesori de-a dreptul tiranici care, bine, asta după 90, erau instruiți în perioada comunistă și erau, ne țineau în continuare în mână și... Exact, deci lucrurile sunt în mod cert ceva mai deschise decât pe vremea noastră, dar nu știu cât de universal valabilă e pornirea asta de a spune, da, domnule, copiii în ziua de astăzi sunt mult mai deschiși. În mediul urban mai e o problemă. Părinții fiind din ce în ce mai ocupați, au tendința să ocupe din ce în ce mai mult timpul copilului. Chiar spunea cineva în dosar, dar asta e o chestie pe care toată lumea o știe. Copilul a devenit mai ocupat decât adultul, are câte 12 ore de muncă pe zi. Copilul de clasa 1, de clasa 2. Merge la școală 4 ore, după aia își face teme, după aia merge la balet, la pian și la o limbă străină ca să fie în ton cu ceilalți copii. În fine, și ajungem să avem niște copii tixiți așa, ca niște dulăpioare cu tot felul de cunoștințe, dar care sunt foarte săraci din punct de vedere emoțional, pentru că ei nu mai au timp să comunice în perioada asta. Ei comunică doar cu profesorul de balet o oră, cu profesorul de pian, nu... Iar timpul petrecut părinte-copil devine din ce în ce mai mic și mai scurt. Acesta e și conținutul articolului pe care îl găsiți în a doua pagină a dosarului. Se cheamă O generație inteligentă, dar săracă emoțional. Da, am făcut și un rezumat al textului. Da, e scris de Cristina Călărășanu. Un scurt rezumat l-ai făcut, dar ce spune doamna psiholog, psihopedagog, de fapt, că lipsește? Adică din programul unui copil în ziua de astăzi. Care este factorul care îl face sărac emoțional? Sau care face această generație, că nu e fiecare? Da, faptul că nu comunică și nu creează legături cu părinții și nu au comunicare reală. Eu asta am reținut din ultima parte, cel puțin. Bine, sunt mai multe idei acolo. Da, și asta e o problemă, pentru că mai de mult era și instituția bunicilor foarte bine ancorată și acum bunicii nu prea mai sunt bunicii de altă dată, că, în fine... Tot în mediul urban, bunicii vor să aibă și o viață la bătrânețe, se recăsătoresc, unii pleacă în vacanțe, unii poate că n-au chef să crească alți copii decât copilul pe care l-au crescut, așa că intervine instituția bonelor, care nu exista pe timpul și care, în fine, e o persoană străină pe care o aduci în propria ta familie și... Dacă nu cumva e chiar bonă filipineză, cum... Da, asta e ultimul trend cu bonă. O așteptam, o afirmație subversivă din partea ta, Vlad. Dar bona nu e o invenție nouă, bona... Dar să știți că e o problemă cu bonele astea filipineze, adică e chiar un fenomen și că se pare că sunt destul de exploatate, adică ele vin aici crezând că le așteaptă un contract. Am povestit cu niște prieteni care se ocupă de chestia asta. Un contract foarte sigur și foarte safe și, de fapt, sunt un fel de sclavagism chestia asta, că bona filipineză nu doar educă, dar e bună la toate și e femeia care tace, asiatica, care face toată treaba în casă și tu, ca om cu bani și așa, te-ai cam scos. Da, amintindu-ne de perioadele de care pomeneai tu mai devreme, Vlad, de bonele de atunci, era o instituție foarte respectată și, oricum, cine își permitea o bonă nu era oricine, n-au în primul rând. N-au bonă, femeie sau... Mă rog, femeile. Și guvernantă, sunt mai mulți termeni care descriu, dar, în orice caz, era, pe lângă simbolul unui statut, era un fel de performanță garantată și un fel de educație garantată pentru copil, adică nu era ca în ziua de astăzi. Laurențiu, dacă aveam guvernantă, trăiam în Marea Britanie, eventual. Bona n-am avut, m-au dat la grădinița ei mei, dacă vrei să intrăm în detalii personale. Am avut pentru o perioadă foarte scurtă o femeie. O să povestesc cu amintire cu o femeie. Eu aș introduce o altă nuanță. Dacă tot vorbim de bonele filipineze, putem să vorbim și de bonele românce plecate în Italia și Spania. Și aici ajungem direct la fenomenul migrației părinților dinspre România, spre diverse țări ale Uniunii Europene.
și lăsarea copiilor în spate. Și aici toată povestea asta cu cei 7 ani de acasă capătă cu totul alte contururi. Și am văzut și în presa română câteva campanii bine făcute pe această temă. Am văzut mai puține inițiative bine făcute ale politicienilor români pe această temă și mai puțină preocupare pentru rezolvarea într-un fel sau altul acestei chestiuni, care, din punctul meu de vedere, lasă cicatrici pe care nu le vedem în ziua de astăzi, pentru că încă e proaspăt fenomenul ăsta. Vorbim de oameni care au plecat în 2006, 2007, 2008, deci copiilor abia sunt în pragul vârstei de 10 ani sau puțin peste. Dar cred că o să vedem urmările acestui fenomen într-un deceniu. Nu cred că cei 7 ani de acasă ai acelor copii sunt aceiași cu anii mei, care am avut părinții lângă mine. Deci sunt niște mutații acolo pe care nu le vedem în momentul de față, dar cred că își vor face simțite efectele cât de curând. E o chestiune foarte bine punctată și, ca să completez, este, de exemplu, este un subiect foarte agreat în Europa de... Eu fac și filme documentare, ca subiect de film documentar. S-au făcut foarte multe și în România și în țările din Europa de Est, exact despre problema asta, părinților care pleacă și copiii care rămân. Și culmea e că s-a constatat că, în general, pleacă mamele, nu pleacă tații. Adică mamele pleacă cel mai frecvent și copiii rămân cu un tată care de multe ori este indiferent și se simte și frustrat că soția, mama, e cea care câștigă banii și l-a rămas aici unde e șomer sau lucrează cu ziua pe diverse locuri. Și copiii rămân crescuți de bunici și de un tată pe jumătate absent. La un moment dat se și desframă familia, pentru că mama plecată găsește pe cineva acolo, un alt partener. E interesant de urmărit pe termen lung vorba ta, pentru că nu știu ce se întâmplă cu copiii ăștia până la urmă. Adică, bine, ei își doresc să ajungă la mamă. Să ajungă, adică e un exemplu faptul că, uite, mama e în Italia, eu vreau să cred să ajung și eu acolo. Da, și cu atât mai mult cu cât vorbim de puterea exemplului personal. Care e exemplu personal pentru un copil rămas fără unul dintre părinți sau fără ambii părinți? Ei spun că plecăm ca să vă fie vouă mai bine. Asta e explicația pe care o dau. Ca să câștigăm niște bani, să aveți tot ce vă trebuie. Pe de altă parte, n-au suport emoțional și suport din partea părinților, nu? Da, e adevărat. Acum, și greu să pui la zid o persoană, eventual din mediul rural, care își dorește să ajungă la niște venituri mai acceptabile. Exact, asta vreau să spun. Nu poți să execuți pe tema asta. Eu judec părinții, sau în fine, sunt ultimii pe care i-a judeca în tabloul general al chestiunii, pentru că nici măcar gradul lor de cultură nu le permite să se gândească la impactul emoțional pe care plecarea lor îl va avea asupra copiilor. Deci, dincolo de chestiunile astea strict financiare, care sunt cele mai importante în momentul în care pleacă, că evident că pentru asta o fac. Da, e foarte greu de pus în balanță și cred că e o dilemă pe care nu ne-o putem imagina, cel puțin la această masă ar fi foarte greu. Să te gândești ce pun pe masă și ce pun în bagajul emoțional. Și la un moment dat, cred că aspectul material, dar de bază, pentru că nu vorbim de lucruri, că mă duc în străinătate ca să-mi cumpăr un Mercedes, vorbim de lucruri strict de bază, de îmbrăcăminte, de mâncare, de rechizite școlare, nu înseamnă copiii nu merg la școală. Da? Impactul e direct chiar și asupra acestor criterii formale ale educației din primii 7 ani, pentru că degeaba îți spune părintele de la Roma... Să zici mulțumesc. Da. Exact, să te ridici sau în autobuz. Să fii cu minte, sau să-ți faci temele, sau să spui bună ziua când intri în clasă, sau orice, putem să dăm 1000 de exemple. Degeaba îți spune cineva prin telefon chestia asta. Ok, poate preiei mesajul măcar așa la suprafață, dar problemele tale sunt cu totul altele. Sunt de copil de 7, 8, 9, 10 ani, singur, lăsat în urmă. Pe de altă parte, partea pozitivă este, și asta s-a și observat în sate amărâte și uitate de lume, oamenii aceștia se întorc la un moment dat, chiar și pentru perioade scurte de timp, și schimbă o mentalitate, aduc ceva nou. Sunt oameni umblați care aduc niște obiceiuri împrumutate de acolo și satul se mai ridică puțin ca nivel de civilizație și de educație. E adevărat, și oricum discuția e mult mai sensibilă, pentru că ea trebuie să țină cont de la caz la caz de experiența fiecărei familii. Exact, exact. Nu toți copiii trec printr-un soi de apocalipsă de asta pentru că au plecat părinții. Sunt cazuri și cazuri. Aici sunt copii mai sensibili, mai emotivi, care poate că le simt mai puternic. Copii care cresc pur și simplu, exact, pe uliță, cu alți copii.
Înainte de a face o pauză, voi mai spune un singur lucru apropo de copii, pentru că după ce vom face o pauză muzicală cu Robbie Williams, o să vorbim puțin și de oamenii mari, pentru că nu putem să-i scăpăm în această emisiune, chiar dacă dosarul tratează în mod preponderent chestiunea copiilor și a educației copiilor. Să vedem cum se manifestă și la oamenii mari cei 7 ani de acasă. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun apropo de ridicarea nivelului civilizației în sat, dar nu numai, să se ridice și la oraș, când om trei noi să vedem școlile din România, apropo de cine ne mai educă, școlile din România cu program de la 6 dimineața până la 6 seara, care să le permită părinților să se ducă, să-și țină joburile și să nu fie obligați să recurgă la alte bone de cine știe ce origine asiatică, atunci eu voi fi foarte fericit și voi anunța pe post că s-a ridicat nivelul de civilizație și nivelul educației în România, nu numai în ceea ce privește materiile predate la oră, cât mai ales în ceea ce privește educația copiilor. Cum vi se pare, pentru că suntem în campanie electorală, cum vi se pare discursul politic, dar nu numai, chiar și discursul despre societatea românească în zilele noastre? Vi se pare că transpiră cei 7 ani de acasă ai persoanelor publice din România în discursul lor sau nu? E incisiv și obraznic din punctul meu de vedere. Adică, dar nu cred că nici, nu cred că se urmărește. Nu cred că se urmărește, adică nu urmăresc a demonstra o cât mai bună educație și o cât mai bună civilitate și așa. Ideea este să fii deasupra celuilalt și asta s-a observat la ultimele campanii din ce în ce mai mult. Prin ce? Prin pur volum folosit? Nu prin volum, prin discurs și prin modul în care îți creezi discursul și, până la urmă, prin formulări, prin cuvintele pe care le folosești, prin... tot timpul e un atac. Și, bine, societatea românească se împartă în ultima vreme în băsiși și pro- și antibăsiși, până la urmă, aici e lupta și... Da. Falia României, exact, Traian Băsescu. Nu mai aș fi închipui că se va ajunge vreodată la așa ceva. Mie mi se pare dezastruos de-a dreptul discursul public în România. Nu se pare că s-a degradat enorm chiar în ultimii ani, în ultimii puțini ani? Mie mi se pare că are o cădere extrem de abruptă. Nu, și o să-ți spun de ce. Mi se pare că s-au înmulțit vocile care demonstrează că nu au 7 ani de acasă, dar degradarea era și în anii 90. Eu așa mi-amintesc că... Eu mă gândesc acum la vremurile de... Corneliu Vadim Tudor nu e o realitate... Nouă, da, corect. Mai fost și Gheorghe Funar. Pentru că l-au întrecut alții. Da. El a rămas la același nivel, nu s-a mai dezvoltat discursul. Se pare nouă, ne-a obișnuit cu el. Cred că și-a atins un climax la nivelul scandalului Zăvoranu. Cred că ni se pare că s-a degradat pentru că s-au mulțit foarte mult aceste voci. Nu că în sine discursul s-a dus mai jos, discursul a fost jos... Adică sunt pur și simplu mult mai mulți care folosesc acest discurs. Exact, care țipă unii la alții, care n-au absolut niciun argument niciodată, care apelează la invective, de exemplu. S-a devenit așa un soi de realitate cotidiană. Sigur că îl vedem pe Gigi Becali, de exemplu. Îți mulțumesc. Dar nu e singurul, Laurențiu. Putem să dăm exemple și dintr-o tabără și din cealaltă, de oameni care pur și simplu, la un moment dat, scapă propriul discurs din frâie. Măcar Gigi Becali e egal cu el însuși, din punctul ăsta de vedere. N-a scăpat niciodată, frâiele, el e acolo. Deci nu, Gigi Becali nici măcar nu are derapaje. Gigi Becali e un derapaj continuu. Da, el are o problemă cu femeile și cam asta e basta. Ăla e discursul lui. Și aici, sigur, putem să discutăm despre anticorpii pe care i-are societatea românească și capacitatea societății românești de a ține la periferie astfel de personaje. Păi nu prea reușește, dacă te uiți. Nu reușește, absolut deloc. Evident că nu reușește. Asta adică e vizibil. Văd că pe măsură ce discursul devine mai violent, mai nepoliticos, mai injurios, mai suburban, mai de canal de-a dreptul, aș putea să spun, pe atât el este scos mai mult în evidență, pe atât el este mediatizat din ce în ce mai mult. Adică se întâmplă derapaje de care ziceai tu, hai să ne amintim de Gigi Becali, ultimul episod într-o emisiune la televizor cu Andreea Pora. Da, e cel mai recent. După care, după ce că s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe canalul de televiziune respectiv, mai luăm înregistrarea, o mai punem și pe internet și începem și o difuzăm și o redifuzăm și o redifuzăm. Sigur, putem să spunem că e cu o valoare de educație, dar la un moment dat o autocenzură n-ar fi impusă? Ba da, e răspunsul scurt. Hai să ți-l dau și pe ăla mediu. Lung, că ne întindem pe 3 zile. Din punctul meu de vedere, chestiunea arată în felul următor. Nu toți oamenii
care lucrează în televiziunile din România sau în televiziunea respectivă la România TV sunt complet lipsiți de cei 7 ani de acasă. Cred că oamenii aia au cei 7 ani de acasă. Acum, mulți dintre ei, cu siguranță. Acum întrebarea ar fi de ce preferă să îl invite în continuare pe Gigi Becali. Și aș reveni la chestiunea de la care am plecat, la criteriile strict formale după care se face educație, după care se fac cei primii 7 ani de acasă în România. Deci avem capacitatea de a ne zâmbi, fie și ipocrit unul celuilalt, de a ne spune bună ziua, de a ne da mâna, de a ne deschide ușa. Parcă suntem lipsiți de capacitatea de a face diferența între bine și rău. Și asta ține într-un fel tot de cei 7 ani de acasă, știi? Și ține tot de o anumită sumă de experiențe de care te-ai lovit de foarte mic și ai învățat niște chestii foarte simple. Când e bine să faci un lucru și când e rău să faci acel lucru. Dar chiar și în termenii educației formale pe care îi numeai tu, pardon, chiar și prin prisma acestor mici lucruri de politețe, Gigi Becali n-ar mai trebui să apară la televizor. Dincolo de a discerne dintre bine și rău, adică strict pe criterii formale, un asemenea personaj, nu numai el. Criteriul financiar o să bată întotdeauna politețea și nu doar în România. Cred că oriunde pe planeta Pământ, în momentul în care vei avea de ales între a-ți intra niște bani veniți pe turnanta unei audiențe mari și a promova valorile politeții și bunului simț, vei alege banii. Dar asta nu e o chestie românească. Da. Capacitatea asta de a decela între niște lucruri foarte simple și la Gigi Becali nu sunt ușe de gri. E în alb și negru totul, adică nu e greu să faci o judecată de valoare acolo. Ei, această capacitate lipsește sau nu e activată. Poate că nu lipsește, dar nu e activată, nu o folosim. Mulți dintre noi, mulți dintre colegii mei ziariși nu o folosesc. E o constatare și e unul din motivele pentru care în prezent sunt freelancer și nu sunt într-o redacție. Da, pentru că vorbeam de Gigi Becali și exact foarte bine ai punctat că la el e totul alb și negru, nu mai avem ce să discutăm pe acest subiect. Dar în tonurile gri, Adina, toți politicienii par să aibă acest substrat și de lipsă de cei 7 ani de acasă, cel puțin în discurs, pentru că la ei acasă nu pot să mă pronunț și sper să nu fie așa, sper să fie eventual doar un joc, dar toți par să aibă scăpări în această zonă gri a lipsei de politețe față de oponenți, ba chiar față de alegători, de ce nu, pentru că la ei ne referim în ultima instanță. Eu cred că asta e o greșeală, că tot timpul noi sau oamenii în general se raportează la perioada pe care o trăiesc și au tendința de a spune despre ea că este cea mai e cea mai cum să spun că decalajul cel mai mare în perioada în care o trăiesc. Dar cred că în urmă cu câteva luni mă uitam la niște materiale video filmate prin anii 90 tot cu politicieni, cred că era campania chiar din 90 de la alegerile prezidențiale. În mai, da. Dar întâmplător m-am uitat. Și mi-am dat seama la nivel de discurs, că la un moment dat e un discurs pe care eu nu-l mai înțeleg, nu știu. Și cred că dacă l-ar vedea cineva cu 10 ani mai tânăr decât mine, n-ar înțelege absolut nimic. Și mă refer strict la limbaj, adică totul este, cum să zic, acum limbajul e adaptat timpurilor în care trăim. E adevărat, lipsit de politețe, incisiv, fără cei 7 ani de acasă, atunci limbajul era mult mai primitiv decât e acum. Adică dacă stai și închizi ochii și l-asculți pe, nu știu, nu pe Câmpeanu sau pe Rațiu sau pe nu genul ăsta de discurs, dar politicienii din jurul lor, cei din FSN, ai senzația că e numai un hot, eu și un măi în toată chestia aia. Deci, nu știu, faceți experiența asta o dată dacă veți găsi materiale de atunci și ascultați-le la ascultație. Adică, până la urmă, chiar dacă se întâmplă derapajul de care vorbiți voi și lucrurile sunt cum sunt și sunt, cum să spun, lipsite de fair play și nepoliticoase și așa, până la urmă, tot după 25 de ani, e imposibil să nu se mai fi cizelat puțin ideea de politician, și, adică persoana publică. Și totuși e mai cizelată decât atunci, într-un fel sau altul. Asta e părerea mea. Poate apare mai mult în stenograme, Vlad. Caracterul. Caracterul oficial. Mă gândeam la drumul pe care l-a făcut politețea în spațiu public românesc de la celebrul Măi Animalule al lui Ion Iliescu. Păi nu l-a făcut, nu. La nivelul ăsta nu. Drumul pasul nu, de broască, așa. Eu m-am referit la limbaj și la exprimări, știi?
vremea aia se citea mai puțin acum, eu știu, poate că mai au acces la presa internațională, mai văd un discurs al lui Bush, un discurs... Vorbim de politicieni? Da, da. Eu sunt mai degrabă sceptic, cel puțin în aștia pe care îi vedem în Parlament. A, ăștia nu sunt... Păi alții care atunci? Că, ok... Lideri, hai să zicem... Sunt de acord. Există oameni admirabili, dar dacă ei sunt la talpa partidelor și nu-i bagă nimeni în seamă, din punctul meu de vedere, ca ziariști, cel puțin sunt inexistenți. Și aici emisiunea noastră se încheie. Este 19:59 de minute. Îmi pare rău să închei atât de abrupt, dar în circa 40 de secunde ne taie satelitul. Laurențiu Colintineanu vă mulțumește pentru atenție. Le mulțumește invitațiilor Adina Popescu de la Dilema Veche și Vlad Stoicescu, jurnalist freelancer, cum spunea el mai devreme. Ne reauzim săptămâna viitoare la Punerea pe gânduri cu o nouă temă din Dilema Veche. Până atunci, citiți-o pe aceasta, Cei 7 ani de acasă, apropo de cum se manifestă această perioadă extrem de importantă în educația copiilor noștri în zilele noastre. Până atunci vă îndemn să rămâneți pe gânduri, ca de obicei. Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.